Deschidem împreună cu toții Sfânta Carte, unde vom reciti cele două versete din Evanghelia după Marcu, capitolul 1, versetul 12 și 13, iar apoi 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, Efeseni, capitolul 6, versetul 14 și 15, și vom conclude cu Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, care este rânduit pentru noi în această dimineață, spune în felul următor. Îndată, Duhul l-a mânat pe Iisus în pustiu, unde a stat 40 de zile, fiind ispitit de Satana. Acolo stătea împreună cu fiarele sălbatice și slujeau îngerii. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Mântuitorul nostru, care este interesat în noi, spune prin Duhul Sfânt în felul următor, cuvântul Sfânt. Nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, slăvit să fie Domnul, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Efeseni, capitolul 6, versetul 13, în jos. De aceea, luați toată armura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Și ultimul pasaj se află în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Amin. Vă invit respectuos să reocupați locurile. Iubiților, în această zi binecuvântată de Domnul, când ne apropiem și comemorăm moartea, învierea și anticipăm revenirea Domnului Iisus Hristos, ne bucurăm din toată inima, în primul rând, să fim împreună lăudând pe Domnul și aducându-i Lui glorie, cinste și onoare. Ne bucurăm din toată inima să avem Cuvântul Sfânt în mijlocul nostru, căci Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care s-a jertfit pe cruce pentru noi, nu s-a jertfit degeaba. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a produs o transformare radicală în lumea noastră. Moartea Lui a însemnat ceva, învierea Lui a însemnat ceva pentru întreaga lume, dar mai ales pentru mântuiții Lui. De aceea, în această zi, uitându-ne în Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, așa cum cunoașteți, suntem în mijlocul acestui studiu deosebit de important și data trecută ne-am uitat într-o formă generică, generală, la mijloace care Dumnezeu a rânduit pentru biserica Lui să iasă și să biruiască orice ispită ar putea diavolul să ne o aducă. Totodată, atunci când diavolul încearcă să ne ispitească cu ceva,
când folosim metodele, forma lăsată de Domnul și de Dumnezeul nostru Iisus Hristos în viața noastră pentru a birui această ispită, ispita devine de fapt încercare și creștem în har și în binecuvântare. Data trecută ne-am uitat la aceste mijloace generale de a ieși din ispită și am văzut în Evrei, capitolul 4, versetul 16, căci pentru a ieși din ispită trebuie să depindem de harul Domnului Iisus Hristos. Nu putem face lucrul acesta în puterea noastră. Sfântul Apostol Pavel spune și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Apoi am văzut că este totuși o responsabilitate personală care Dumnezeu ne-o dă fiecăruia din noi și anume, este datoria noastră să ne îmbrăcăm, Efeseni 6 cu 11, îmbrăcați-vă cu toată armătura lui Dumnezeu. Dumnezeu nu ne leagă și nu ne forțează să ne îmbrăcăm cu ea. This is our job, acesta este serviciul nostru a fiecăruia. Apoi spune că trebuie să ținem piept, versetul 11, ca să puteți ține piept împotriva uneltirilor diavolului. Să nu facem nicio greșeală, este o luptă și lupta aceasta este deosebit de agresivă. Nu putem fi adormiți, nu putem fi confortabili niciodată. Trebuie neapărat în toate zilele vieții noastre să fim în alertă. Și apoi trebuie să știm dușmanul nostru, împotriva cui luăm, versetul, împotriva cui luptăm. Efeseni capitolul 6, versetul 12, căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorului întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Dușmanul nostru, amicul nostru, adversarul nostru. Este extraordinar de bine dotat, dar oricât de bine dotat ar fi adversarul nostru, mai puternic este cel care este noi decât cel care este în lume, slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. Iubiților, când ne adunăm în jurul mesei Domnului, noi sărbătorim ce a făcut Domnul pentru noi, dar totodată, dacă El a înviat din morți, și iubiți frați și surori, Hristos a înviat din morți, dacă El a înviat din morți, ne-a dăruit și nouă puterea să avem victorie în lumea aceasta. Biserica Domnului Iisus Hristos nu este o biserică bătută. Chiar dacă ne iau viața, avem cuvântul mărturiei noastre și nu ne luptăm până la sânge. Și moartea pentru Domnul Iisus Hristos este o victorie, slăvit să fie Domnul. Așa cum este notat cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. În Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Știu că această victorie pentru mulți nu este o victorie de dorit, este o victorie biblică. Au fost credincioși până când și până unde? Până la moarte, slăvit să fie Domnul. Apoi am văzut că responsabilitatea noastră personală înseamnă că trebuie să ne dăm seama că armătura cu care ne îmbrăcăm nu este a noastră. Cuvântul Sfânt spune clar în versetul 13, prima parte, de aceea luați toată armătura lui Dumnezeu. Și când nu este armătura noastră, inițial cel puțin, nu ne simțim confortabili cu această armătură. Pentru că pare un pic nenaturală. Omului firesc nu-i plac lucrurile duhovnicești. Dar pe când, pe zi ce trece, cu cât îl înțelegem pe Domnul Iisus Hristos mai mult, cu cât Duhul Sfânt lucrează mai mult în viața noastră și ne transformă viața, armătura lui Dumnezeu devine ceva care ne încape foarte bine, devine foarte natural fiecăruia din noi. Data trecută, cu ajutorul Domnului, am ajuns la secția în textul nostru, unde am putut să introducem și doar lucrul acesta vom face, că nu este un studiu asupra cărții Efeseni. Cu ajutorul Domnului, aceasta va fi cândva în viitor, când suntem mai bătrâni. Dar deocamdată, haideți să introducem armătura lui Dumnezeu. Armătura cu care fiecare
care din noi trebuie să ne îmbrăcăm. Armătura cu care ni s-a dat dreptul să ne îmbrăcăm. Lumea nu se poate îmbrăca cu această armătură. The world doesn't get this outfit. They don't like it, they don't want it, and they don't qualify. Pentru a primi această armătură, this coat of arms, trebuie să fii pocăit. Trebuie să fii regenerat, trebuie să fii născut din nou. Și orice om, orice persoană care este născut din nou, din apă și din duh, are această armătură. Dar este datoria fiecăruia din noi să ne îmbrăcăm cu această armătură. Și iubiților, dacă ne îmbrăcăm cu ea, Domnul nostru Iisus Hristos ne spune că vom fi biruitori pentru gloria Lui, slăvit să fie Domnul. Deci, iată armătura. În dimineața aceasta vom medita la acest subiect. Primul component important care leagă celelalte componente, care ajută la fiecare din celelalte componente ale armăturii, normal că este primul din versetul 14, Efeseni 6 cu 14, prima parte spune: stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul. Adevărul este primul component absolut esențial pentru a putea avea victorie în ispită. Atunci când diavolul vine și bate la ușa noastră, atunci când diavolul vine și încearcă să compromită mintea noastră, atunci când este o problemă în viața personală, în viața familială, în viața bisericească, în viața din societate, Cuvântul Sfânt ne spune: veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face sloboz. Dar din nefericire, adevărul este complet nenatural pentru omul firesc. Adevărul din punct de vedere a învățăturii, în primul rând, sunt două componente ale adevărului, cel puțin două. Primul component al adevărului este adevărul doctrinar, adevărul în învățătură. Nu uitați, Noul Testament este absolut clar. Pentru că n-au vrut să creadă adevărul, Dumnezeu l-a lăsat în pornirea minților stricate, dar pentru că n-au vrut să cunoască adevărul, Dumnezeu le-a trimis un duh de amăgire, un duh de rătăcire să creadă o minciună și nu adevărul. Este un singur adevăr în lumea aceasta, iubiților. Și acesta este Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu. Ioan 17 cu 17, să nu uităm, spune: sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Acum, iubiților, dacă suntem sfințiți prin acest cuvânt, înseamnă că luând acest cuvânt, înțelegând acest cuvânt, trăind acest cuvânt, intrăm în procesul sanctificării, în procesul sfințirii, care începe în ziua mântuirii, în momentul când suntem justificați, declarați neprihăniți, mântuiți, regenerați. Din momentul acela, procesul sfințirii începe în viața noastră și continuă restul vieții noastre. Și când este o persoană care este sfințită prin adevăr și ispitită de diavolul, cine credeți că va avea victoria? Diavolul sau adevărul? Adevărul vă va face sloboz. Veți cunoaște adevărul și el vă va face sloboz. De aceea este atât de important să cunoaștem adevărul. Să iubim adevărul. Efeseni capitolul 4, versetul 14 și 15 spune în felul următor: vorbește bisericii care are tendința să nu cunoască adevărul.
Pentru că a cunoaște adevărul înseamnă că trebuie să renunțăm la gândurile noastre, trebuie să ca mintea noastră să se potrivească cu Scriptura și nu invers. Adeseori avem o minte și o idee și un subiect care vrem să dezvoltăm și căutăm argumente în Biblie și nu lăsăm ca Biblia să vorbească cuvântul lui Dumnezeu care este. Observați ce se întâmplă. Atunci când avem o învățătură sau o teologie slabă, o teologie, cum spun americanii, messy, amestecată. Și un pic de adevăr, și un pic de emoție, și un pic de ce cred eu, și un pic de una sau de alta. Efeseni, capitolul 4, versetul 14 și 15. Ca să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură. Orice duh care vine și spune, auzi, așa este, nu așa este, prin ce? Prin viclenia oamenilor. Asta vorbește bisericii. Prin șiretenia lor în mijloace de amăgire, experți în a manipula emoțiile, experți în a manipula cifrele, experți în a manipula cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, stricând cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Iubiților, un cuvânt stricat n-are putere. Puterea stă în cuvântul real al lui Dumnezeu, așa cum este scris și așa cum este interpretat și design ca să fie interpretat de cuvântul sfânt al lui Dumnezeu. Versetul 15, ci credincioși adevărului, cum? În dragoste. Nu putem fi ca biserica din Efes. Știu faptele tale, că urești pe cei care sunt nelegiuiți, cei care nu au o învățătură sănătoasă, ei, dar ți-ai părăsit dragostea din tâi, ci credincioși adevărului în dragoste să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, adică Domnul nostru Iisus Hristos. Iubiților, ținta poruncii este dragostea care vine dintr-o inimă curată, neprefăcută, predată întru totul Domnului. Da? Învățătura și adevărul în ce privește învățătura biblică în primul rând. Dar este un alt component care este parcă și mai nenatural. Și acesta este adevărul în viața personală. The truth in personal living. Coloseni, capitolul 3, versetul 9 și 10, și Efeseni, capitolul 4, versetul 25 și 27, aduce la zi problema aceasta acută. Aduce la zi faptul că, deși avem cuvântul adevărului, este o ispită mare în Biserica Domnului Iisus Hristos de a trăi neadevărul, de a spune neadevăruri. Și să spunem cum spune Biblia, minciuni. Coloseni 3, 9 cu 10. Bisericii, o biserică bună, îi se spune. Nu vă mințiți unii pe alții. Cea mai ușoară persoană să minți, știi cine este? Yourself. The easiest person to lie to is yourself. Și avem tendința să ne mințim pe noi înșine. De ce? Pentru că diavolul ne dă tot felul de argumente. Majoritatea deciziilor noastre sunt făcute bazate pe emoții. Și apoi rațiunea vine ca să suporte emoțiile. Chiar dacă nu este nimic rațional în decizia noastră. De ce, iubiților? Este atât de important o mărturisire reală. Dacă ne mărturisim,
păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Întâi, Duhul Sfânt vine în viața noastră. Și dacă trăim în mod personal, în afară de Dumnezeu, nimeni nu știe viața noastră așa cum o știm noi. Și atunci când Duhul Sfânt al lui Dumnezeu luminează viața noastră și ne dăm seama că trăim în minciună, spunem una și trăim alta, gândim una și vorbim alta, atunci Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune, stai un pic, dacă trăim o viață dublă, iubiților, haideți să fim reali. Nu ia un copil de să aibă 10 clase să-și dea seama. Când eu personal trăiesc o viață de minciună, de compromis personal și nu știe nimeni, credeți că diavolul nu o să mă ispitească și o să pierd bătălia? Of course I am. I don't stand a chance. De ce? Că mijlocul nu este încins. Și dacă mijlocul nu este încins, degeaba am celelalte lucruri pe mine, pentru că nu stau bine pe mine. Totul este compromis dacă adevărul nu este în viața noastră. Dacă este o singură cale și un singur nume și dacă poarta este strâmtă, Jesus, doar Domnul Iisus Hristos pentru mântuirea noastră și dacă nu-L avem pe El, mai avem o șansă în lumea aceasta? Nici de cum. Tot la fel dacă în viața personală nu trăim adevărul, deja am pierdut bătălia. Da, nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui. Și v-ați îmbrăcat cu ce? Cu omul cel nou, care are mijlocul încins cu adevărul, care se înnoiește prin cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Hristos să ieie chip în viața noastră și, iubiților, Domnul nostru Iisus Hristos, când a fost dus de Duhul Sfânt în pustie, a postit 40 de zile în circumstanțe adverse, vă întreb, a ieșit biruitor de acolo? Slăvit să fie Domnul! Și pentru că El este biruitor, și noi avem posibilitatea să trăim o viață de victorie și de biruință. Dar minciuna merge mai departe. Este minciuna în viața familială. Soțul care minte soția. Soția care minte pe soț. Is there anything wholesome in lying to your spouse? Este ceva bun? Este ceva promovat de Scriptură să ne mințim unii pe alții? Dar o să se supere. Atunci poate n-ar trebui să o faci. Și dacă ai făcut-o, trebuie să te lași de ea. În viața familială ar trebui să avem o transparență perfectă. Ceea ce face soțul trebuie cunoscut de soție. Unde se cheltuie banii trebuie cunoscut unul de celălalt. Și dacă este o problemă, discutați. Să nu pună soarele. Nu vă culcați supărați și mâniați. Stay up and figure it out all night. Ați pățit vreodată în care ai căutat să te culci la 11 și era ora 3 și 4 și încă nu era gata. Părtășia intensă. Că la creștini e părtășia intensă. That's all right. That's biblical. Work it out. Tell the truth. Copii care își mint părinții. Părinți care își mint copiii. Chiar credeți că diavolul doarme? Iubiților, diavolul râgnește ca un leu căutând pe cine să înghită.
Și când găsește minciuna și ea neadevărul în viața personală a soțului, a soției, a oricărei membru din familie, intră și vrea să facă ravagii. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Observați Efeseni 4:25-27, care spune din nou, se vede că nu doar colosenii au avut problema aceasta, ci și efesenii. Why? Because it's not natural initially. Nu ni se... Încingătoarea aceasta nu ni se pare confortabilă. Minciuna ni se pare mult mai confortabil. Că ne știm descurca. De aceea, bisericii spune, lăsați-vă de minciună. Coloseni, nu vă mințiți unii pe alții. Și apoi spune, fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul. De ce? Pentru că suntem mădulare unii altora. Biserică, când vom frânge pâinea, ne dăm seama că Hristos este capul bisericii și întotdeauna a fost și întotdeauna va fi capul bisericii. Nu este o persoană care este pus în locul acesta, Domnul este capul, dar noi suntem trupul și mădulare unii altora. De aceea trebuie să vorbim adevărul unii cu alții, în familiile noastre, în viața personală și în biserica Domnului Iisus Hristos. Dar ce se întâmplă când nu vorbim adevărul? Observați versetul 26. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Să n-apună soarele peste mânia voastră. Și acum. Și să nu dați prilej. Să nu dați prilej. Nu uitați, suntem la subiectul ispită din Marcu. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus căci domnitorul lumii acesteia, nu că Domnul nu este domnitor, El este domnitorul, dar cel care influențează, domnitorul lumii acesteia vine și în mine ce a găsit? Ce a găsit? Nimic. Și pentru că n-a găsit nimic, a putut spune înapoi a mea Satana, este scris, pleacă de la mine diavolul. De ce? Pentru că în mine nu a găsit nimica. Revenind la textul nostru, să nu-i dați prilej diavolului. În traducerea în limba engleză, cuvântul prilej este tradus space, un spațiu ocupat de o persoană sau un spațiu unde cineva are drept. În lege, prilej este un license. Ca să intri pe proprietatea cuiva, ai nevoie de invitație. Ai nevoie de licență. Aceasta este nuanțul cuvântului topos în limba greacă. Prilej, un loc pe care o persoană sau un lucru îl ocupă sau la care are dreptul, o licență de intrare. Viața mincinoasă îi dă prilej diavolului să intre pe terenul vieții noastre. De aceea, atunci când ne mărturisim păcatul acesta, sau orice păcat, automat licența este revocată. Primul lucru care face un avocat când ia un caz este trimite adversarului o scrisoare care spune orice drept de a face orice este revocat imediat. Avocatul nostru suprem, atunci când credem în El, atunci când ne mărturisim păcatul înaintea Lui, atunci când ne lăsăm de păcatul nostru și depindem de Domnul nostru Iisus Hristos, este o revocare generală la orice lucru și la orice uneltire care are diavolul împotriva vieții noastre. Doamne, dă-ne acest har să trăim o viață plină de adevărul Tău pentru gloria Ta. Amin. Da, iubiților, iată armătura, primul component al armăturii este adevărul. Adevărul în viața personală,
familială, viața în comunitatea bisericii și viața din comunitatea în general al lumii acesteia. A doilea component, și dacă ne-am oprit doar aici, ar fi suficient pentru noi să înțelegem cam cum arată această armătură. Din nou, trebuie să ținem piept. Împotriva eului nostru, împotriva tendințelor noastre din viață. A doua este o platoșă. Este platoșa neprihănirii. Cântarea cântată de cor a fost atât de bogată. Cei care nu înțelegeți bine limba engleză, poate ar trebui tradusă. Dar este atâta teologie, atâta învățătură biblică pusă în ea. Sunt hainele noastre care le-a purtat Domnul Iisus Hristos, păcatele noastre care au fost transferate Domnul Iisus Hristos. Și este viața neprihănită a Domnului care ne este dată nouă pentru eternitate și conduita Domnului Iisus Hristos. Platoșa neprihănirii, iubiților, este o platoșă, este o neprihănire câștigată de Domnul Iisus Hristos. Și noi suntem întru totul dependenți de El. Noi trebuie să ne îmbrăcăm cu această platoșă. Nenatural. Și aici este o rezistență enorm de mare. Vizor, când eu stau înaintea dumneavoastră, când orice predicator care iubește pe Domnul și înțelege Scriptura stă înaintea dumneavoastră, deși trebuie să fim neprihăniți, nu putem avea o viață dublă. Cu toate, nu uitați, căci faptele noastre făcute în neprihănire sunt ca o zdreanță mortară. Și Dumnezeu nu poate privi păcatul. De aceea, când mă îmbrac în fiecare dimineață, când mă pun în pat în fiecare seară, mă îmbrac nu în neprihănirea mea personală, deși trebuie să trăiesc o viață neprihănită, mă îmbrac în ceva care îmi dă acces la tronul de milă de har și de îndurare la Dumnezeu, care este neprihănirea Domnului meu Iisus Hristos. El este totul pentru mine. Când vin la cina Domnului în dimineața acestei zile și iau paharul acesta și iau rodul viței și iau pâinea aceasta nedospită, mărturisesc că El este neprihănirea mea, mărturisesc că depind de El în toate și când depind de El, iubiților, fiind în Hristos Iisus, cine este în Hristos este o făptură nouă, nu neprihănirea făcută prin lege, deși trebuie să trăiesc o viață plăcută înaintea Domnului. Avem o neprihănire în Domnul Iisus Hristos și în această neprihănire, iubiților, avem protecție în Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă că atunci când stau la amvorul bisericii, atunci când voi cânta în cor, atunci când mă duc la serviciu, atunci când îmi deschid gura, atunci când fac orice, am protecția de a fi în Domnul Iisus Hristos. Cine se atinge de mine, se atinge de lumina ochilor lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. He cares for us. Așa cum s-a cântat. Because we matter to the Master. Gloria Lui este văzută în fiii oamenilor care sunt răscumpărați prin neprihănirea Domnului Iisus Hristos. Nu este o glorie atrasă spre predicator, nu este o glorie atrasă spre biserică sau spre un individ, este gloria atrasă spre cel care este capul bisericii, care este Domnul nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Mistroși, când sunt îmbrăcat cu această platoșă a neprihănirii, fiind în Domnul Iisus Hristos, nu am doar protecție, am și curaj. Am și curaj și dragoste și decență, ca și Daniel. Dacă n-ați observat versetul pentru luna aceasta, se află în Vechiul Testament. Daniel
capitolul 1, versetul 8. Daniel s-a hotărât să nu se spurge cu mâncarea împăratului, cu alcoolul împăratului și cu niciun alt lucru care spurca pe oameni. Avem curaj să spunem nu păcatului. Avem curaj să trăim o viață plăcută înaintea Domnului. Și, iubiților, în concluzie, această platoșă a neprihănirii și neprihănirea care o primim prin credință în Domnul Iisus Hristos, întotdeauna merge mână în mână cu trăirea în sfințenie. Neprihănirea și sfințenia care fuge de păcat. Când avem o neprihănire dobândită prin Domnul Iisus Hristos, iubiților, nu flertăm cu păcatul. Nu avem întrebări cât de departe putem să mergem până nu păcătuim, nu! Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu ne spune în Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 22, feriți-vă de orice vi se pare rău. But that's not natural. That's supernatural. Aceasta nu este natural, aceasta este supranatural. Tendința naturală este să flertăm cu ce este rău, că acolo ne place. Cum ni se spune să nu faci asta, acolo vrem să mergem. Ca și copii și ca și adulți adeseori. Observați atitudinea biblică din Iuda, versetul 23. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc. De alții, iarăși, fie vă milă cu frică, urând, până, nu urând oamenii, urând până și cămașa, mânjită de carne. Neprihănirea și sfințenia care se luptă împotriva păcatului și care îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, care pune la moarte faptele firii pământești. Romani 8 cu 13 spune, dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, veți trăi slăvit să fie Domnul. Bisori, când ne apropiem în această zi de masa Domnului, comemorând ce a făcut Domnul, see, when we take the cup and we take the bread, we say something. We say that we've engaged in war. Ne-am angrenat să luptăm lupta cea bună a credinței. Ne-am angrenat să fim oameni ai adevărului. Ne-am angrenat să fim îmbrăcați în haina neprihănirii Domnului Iisus Hristos. De aceea, iubiților, este o putere când Biserica Domnului se adună împreună ascultând cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, făcând o decizie privind gloria și slava Domnului, să trăim o viață diferită. Ar trebui să ne mărturisim păcatele diferit. Oare n-ar trebui în rugăciunea aceasta să nu fie o rugăciune formală, penticostală, de înainte de cină, ci o rugăciune de cercetare profundă a Duhului Sfânt în viața noastră? Și dacă cumva este un pic de minciună în viața personală, care o știi numai tu cu Domnul, rezolvă la această rugăciune. Dacă cumva este o problemă de minciune între tine, între soț și soție, între părinți și copii și copii și părinți. If you've been lying to your parents, come clean. Come clean. Pentru că dacă ne împărtășim și rămâne minciunea în viața noastră, numai rău ne facem.
De aceea între voi sunt mulți bolnavi și nu puțin dorm, pentru că ne apropiem nevrednic. Credeți că Dumnezeu nu știe? Credeți că Dumnezeu nu vede? Credeți că este orb și mut și surd? Credeți că nu cercetează adâncul inimii și nu ne cunoaște? Ne cunoaște! Și dacă a spus bisericii primare care au văzut semne și minuni, că au nevoie să nu mai semințească unii pe alții, credeți că în Betel nu-i nevoie de pocăință? Oh, yes. We need it. Credeți că nu trebuie să depindem de bienirea Domnului Iisus Hristos și când depindem de ea, fugim de păcat, urâm haina mânjită? We let go. Închidem ușa. Revocăm orice licență, orice prilej de-a diavolului este revocat în numele Domnului Iisus Hristos, să primim o putere nouă. Să fim o biserică curată, sfințită, nu pentru gloria noastră. Ferească Dumnezeu să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Amin. Ne ridicăm cu toții în picioare și haideți să venim într-o rugăciune de pocăință. O rugăciune înaintea lui Dumnezeu în care îi cere mila și îndurarea Lui. O rugăciune în care implorăm prezența Domnului, ne mărturisim păcatele și așa ne apropiem de Sfânta Cină, în care vom comemora cu bucurie moartea Domnului Iisus Hristos, învierea Domnului Iisus Hristos și, iubiților, împreună cu Duhul Sfânt, Biserica Sfântă să spună Maranata, vino Doamne Iisuse, amin.